banii sunt importanți atunci când nu îi ai. Când îi ai, nu mai sunt atât de importanți. Nu, banii sunt. N-am ce să-i reproșez lui Ion Stase ca om. Pentru că până acum toate lucrurile între noi au fost foarte amicale, foarte prietenești. N-am avut niciodată niciun... Măi, dar este atât de ușor influențabil. Era o competiție între jucători, era Mutu, era Chivu, erau jucători la echipa națională care te obligau oarecum să ții pasul și să ridici nivelul. În acest episod a Fără Filtre am un invitat care... și mă mândresc cu asta, nu a fost niciodată la niciun podcast. Este în premieră la Fără Filtre și este vorba despre Ciprian Marica, care a venit să ne împărtășească despre filtrele și autenticitatea lui după 8 ore de condus. Important este că a venit. Ce a avut de spus, vedeți acum. Vii după 8 ore de condus și asta mă face să mă înclin, înseamnă pentru mine foarte mult faptul că ai venit. Pentru că, vă spun așa, Ciprian, ieri mi-a spus că vine la podcast, a avut o plecare ad hoc și a condus 8 ore, dar și-a ținut promisiunea, iată-l aici, l-a descusut. Cu filtre, fără filtre. Cu filtre sau fără filtre? Cum ești pe Instagram? Fără. Fără filtre, știu asta. Fără filtre, din toate punctele de vedere. N-am nimic de ascuns, așa că... Cum ai putut să supraviețuiești tu fără filtre, așa, în peisajul ăsta... Că tu ai avut parte și de peisaj mondan și de peisaj sportiv, cam toate peisajele, așa, și de business. Și este destul de greu să stai fără filtre. Adică ai avut dezamăgiri? Nu, nu am avut nicio dezamăgire. În general, am avut dezamăgiri doar din partea oamenilor, care încearcă de multe ori să te picteze așa cum vor ei. Ce să mai spui și tu filtre dacă oricum te fac ei... Îți spun ei tot ce trebuie, exact. Așa că am fost foarte deschis și sunt deschis către comunicare. Cred că cheia este comunicarea. Și n-am nevoie de filtre, nu fac lucruri de care să-mi fie rușine, nu sunt perfect, asta nici pe departe, însă n-am lucruri de care să-mi spun, băi, nu știu, am nevoie să maschez ceva, să ascund ceva. Sau... Am toată deschiderea și de aceea am venit cu toată inima deschisă, nu te-am întrebat ce întrebări îmi vei pune, despre ce nici vom discuta. Nici nu știu să spun sincer, după cum ți-am spus eu în carnețele, tot obicei vine totul așa natural, exact. Și posibil. Mă gândeam că ai spus asta. Cred că vine cumva și din educația ta, din copilărie și cred că mama ta este responsabilă cu această atitudine atât de asumată și sigură pe tine. Că știu că chiar dacă faci greșeli, chiar dacă nu, chiar dacă faci lucruri bune și nu se scriu în presă despre ele pentru că noi știm câte acțiuni caritabile faci tu, dar se vehiculează altele. Astăzi să știi că am pus colegii să facă documentare despre tine, nu mi-am permis să o fac eu pentru că am zis să nu o fac eu. Și mi-au dat, au zis, știi, el face și acțiuni. Zic, mă, eu știu câte ceva, zic, dar nu e doar scandal. Zic, am să fiți surprinși, că eu de obicei am invitat doar care vă surprind. Și ei rămân așa în urmă, ca babele, după ce pleacă invitatul. Păi să știi că nu e ceea ce pare. Și zic, păi de aceea aduc oamenii la post, ca să demonstreze că nu sunt ceea ce par. Zic, despre copilăria ta, un picuț așa, pentru că eu zic așa că o gândire sănătoasă vine în urma unei educații de 7 ani de acasă bună. Da, aș spune... Mai mulți de 7. Avem noi vorba asta cu 7 ani de acasă, dar eu cred că sunt mai mult de 7. Ce pot să spun este că vin dintr-o familie care, și mă rog, care m-a învățat că atunci când nu minți, nu ești nevoit să ții minte. Că adevărul ăla e. Și atunci, plus de asta, când eram copil, na, ca orice copil, mai ales... Nu le omiteam să le spun părinților mei niște lucruri și atunci ei... Minței prin omisiune. Exact. Și atunci ei îmi spuneau, băi, ce privesc că ești fraier, nu știi să minți. Așa că nu mai minți. Spune că adevărul este pe jumătate iertat. Așa că orice ai putea să faci, noi te iertăm. Și mă rog, plecând de la filozofia asta de adevărul e pe jumătate iertat, nu fac lucruri care să spun că n-am făcut lucruri care să spun că nici în copilărie, da? Care să spun că n-am putut să le spun alor mei. Așa că am avut o relație super deschisă cu părinții mei. Tata era mai libertin, mama puțin mai... Conservatoare. Da, mai conservatoare și mai... Știi cum sunt mamele de băieți? Sau mă rog, probabil că sunt mai posesive. Am întâmpinat și eu niște mame de băieți, ca să spun așa. Sunt mai posesive, așa? Sunt mai posesive și au impresia, așa, că trebuie să fie puiul mamii și să-l protejeze mai mult. Exact. Și, mă rog, am avut și șansa să-mi iau zborul repede.
La cât ai plecat tu de acasă? La 17 ani. Împlineam 18 în urma transferului. Aproape major. Exact. A fost, cred că, momentul oportun, să spunem așa. Ține foarte mult și de firea ta și de cum ești. Întotdeauna am fost un tip, încă din copilărie, responsabil, independent. Căutam să îmi rezolv problemele singur și încercam să nu apelez la ei mei, pentru că toată lumea spune, da mă, taică tu, maică ta, gen... O te să... frustra pentru că ei credeau că rezolvă părinții problemele și încercai să demonstrezi? Foarte mult. Lucrul ăsta m-a ambiționat fantastic de mult. Le mulțumesc astăzi oamenilor care nu credeau în mine absolut deloc, din toate punctele de vedere, îți spuneam. Și asta a fost și cheia. Îmi doream întotdeauna să demonstrez. Ambiția a fost la cote maxime întotdeauna la mine. Apoi... Ai făcut lucruri din ambiție pe care le regretat ulterior? Mai n-am timp să regret. Nu. Interesant. Nu, n-am timp să regret. Și să spun de ce. Pentru că n-am făcut lucrurile cu rea intenție. Încât să le... Sigur, au fost decizii. La momentul ăla au fost cele mai bune. Sau s-au demonstrat ulterior a nu fi ele bune. Dar la momentul ăla au fost deciziile cele mai bune pentru că le-am cântărit. Sunt un tip care cântăresc lucrurile foarte bine și dacă am luat decizia aia, aia a fost. Că despre alte regrete, n-am făcut rău niciodată intenționat. E posibil să fi supărat pe cineva și să regret că am supărat acea persoană, dar n-am făcut-o niciodată intenționat. Adică să știu că fac rău cuiva, n-am putut și n-am fost educat în sens. Spuneai că ai plecat de acasă la 17 ani și spuneai de mama ta că încerca să te protejeze. A suferit? Enorm, da. Și ea își imagina așa că o să vină cu mine și o să stea cu mine și cantonament? O să aibă grijă de mine, da. Nu neapărat în cantonament, în Ucraina am plecat primul transfer. În Ucraina? Da. Wow. În Ucraina. Hai că vormiș despre asta povestești. Cea care suferă astăzi, spui... da. Și, mă rog, a fost afectată, să spunem așa, însă a trecut peste și a văzut că mă descurc, că sunt ok, că pot să am și singur grijă de mine. Mă suna în disperare, aș putea spune, că să vadă dacă am dormit, dacă am mâncat. Ai mâncat, dacă ai dormit, șosetele schimbat. Da, am înțeles și am acceptat lucrurile astea. Am făcut așa trecerea ușor-ușor până s-a obișnuit. Da, acum te mai sună la fel de des? Nu. Nu. Am aproape 37 de ani. Mulțumesc. Încă, mulțumesc, la fel. Nu mă mai sună atât de mult, însă cu siguranță atunci când mă vede și când ne vedem, mă întreabă dacă ai mâncat, dacă am mâncat, dacă totul e ok, dacă am nevoie de ceva. Da, și sunt părinții, presupun că toți părinții sunt. Cam așa, toate generațiile lor așa au fost obișnuiți, pentru că pe mine mă sună mama zilnic. Adică dacă nu sunt două zile... Mă dau disportă la poliție, adică clar, este ceva. Dar la fel și eu am fost puiul tatei. Am fost și fata mamei, dar mult puiul tatei. Cum te-a afectat, sau nu, te-au afectat evenimentele acum din Ucraina? Sigur, am amintiri fantastice. Ai amintiri acolo și amintiri... puneți că ești mult mai empatic cu ei. Am amintiri foarte frumoase, plus asta am și o grămadă de prieteni, de cunoștințe, de oameni dragi care... S-au refugiat la tine? Care au fugit de acolo și unii au mai rămas, mai am cunoștințe care sunt acolo. Și tot ceea ce îți doresc este pace. Indiferent de est, vest, cine sunt cei care, mă rog, vor fi la cârma țării sau care va fi soluție, pentru ei le este indiferent, ei vor pace. Așa că tot ce se întâmplă acolo... pare mai mult o chestie politică decât o chestie a voinței oamenilor. Din păcate, în care suferă civili. Da. Să ne întoarcem la lucruri mai vesele. Ai plecat la 17 ani. Cât ai stat în Ucraina? 3 ani și jumătate. 3 ani și jumătate. Și te-ai întors la 20 un pic. Nu m-am întors. Am plecat ca fiind cel mai mare transfer din istoria lui VfB Stuttgart, campioana Germaniei la ce vrea. Frumos, frumos. Cum te-ai simțit în urma acestui merit? Dar știu că s-a scris atunci în toate ziarele. Nu, că știu. Deci, știu. Toată lumea cu ochii pe tine. Mai aveai și o relație care era la fel, tot sub lupă. Erai toată ziua pe prima pagină. Măi, s-a urcat așa un pic la cap, ca să mă exprim? Nu, niciodată. Nu mi s-a urcat la cap pentru că viața mea, efectiv, nu s-a schimbat foarte mult.
dintr-un anumit punct de vedere, al banilor. Banii sunt importanți atunci când nu îi ai. Corect. Când îi ai, nu mai sunt atât de importanți. Banii sunt prioritari și nu fac asta dacă lucrurile... Asta e o gândire sănătoasă, cum mă repet. Dacă nu ai o gândire sănătoasă, te mai pierzi. Ai avut colegi realitate. Care s-au pierdut. E adevărat. Dar asta pentru că trecerea de la ei a fost bruscă. Așa că pentru mine lucrurile au fost normale. Îmi doream foarte mult să reușesc. Era o competiție între jucători, era Mutu, era Chivu, erau jucători la echipa națională care te obligau oarecum să ții pasul și să ridici nivelul. Pur și simplu, chiar nu ne interesau banii. Păi mă interesa să ajung la campiona Germaniei. Mă interesa să ajung în Bundesliga, să fac pasul spre vest. Și să spun cât se poate de sincer că am pierdut la bani în urma schimbului, chiar dacă transferul a fost unul consistent. Exact. Cu titlu onorific, ai pierdut la bani. Exact. Ai întâmpinat, nu știu, invidii între colegi la echipă, ai întâmpinat intrigi, pentru că și la voi ca și la femei. Toți vreți să fiți mai bun, mai pe post, mai bun, să nu jucați extrem ascunsă, să aveți toate să știi ce că se poate. Succesul atrage după sine invidie și, pe de-o parte, trebuie să-l accepti. Trebuie să accepti răutățile oamenilor, să accepti lucrurile astea pentru că ai reușit să faci ceva. Și atunci, de ce să nu fii mândru și să te focusezi pe ceea ce ai reușit și pe ceea ce faci, decât să te focusezi pe invidie, pe ură și pe lucruri care se întâmplă oricui care are succes. Așa că am conștientizat lucrul ăsta și n-am avut probleme. Adică chiar dacă am sesizat sau am simțit, am mers mai departe. Dar și mi-am văzut de drumul meu. Ai conștientizat deja că în urma succesului nu poți să fii iubit de toată lumea? Ba din contră, cred că ți atragi mai mult hate pentru că oamenii se frustrează, spun, mamă, ăla cum a putut și eu? Să știi că am avut norocul să vin dintr-o familie cu oameni care m-au educat și știau ceea ce înseamnă să ai succes, știau pe pielea lor ce înseamnă să fii invidiat și atunci am avut șansa asta ca încă de mic ai mei să mă îndrume și să-mi spună, băi, Cipri, tu vezi de drumul tău, focusează-te pe ceea ce ai de făcut, că e normal oarecum oamenii să fie și invidioși sau, mă rog, m-au învățat să nu răvnesc niciodată la succesul altora, să-mi-l construiesc pe al meu, să mă focusez la ceea ce am eu și ceea ce fac eu. Noi facem acest podcast tocmai din dorința de a arăta tinerilor că succesul nu înseamnă 3 fotografii pe Instagram sau 1 milion de followers și că el se construiește și că nu vine așa. Și că dacă vine așa, e probabil să plece tot așa. Vreau să îmi spui tu, celor care se uită la noi, cam în câți ani crezi tu așa că se poate atinge succesul în orice activitate cu perseverență? În câți ani crezi tu că l-ai atins? Câți ani de muncă ți-au trebuit? Să știi că mă consider un norocos, dar totodată am muncit și foarte mult. Am văzut totuși și oameni de succes, pentru că așa au fost ei norocoși. Așa că nu cred că este o rețetă neapărat că într-un anumit timp poți să ajungi să ai succes. Sunt unii care sunt mai norocoși și își descoperă vocația încă de mici, de vreme, și atunci au șansa iarăși cât mai repede să ajungă la succes. Sunt alții care au nevoie de o muncă teribilă și perseverență. Pentru că nimic nu... Adică dacă nu ți iese, trebuie să continui, trebuie să îți dorești și să rămâi focusat pe ceea ce ți-ai propus. Sigur, în teorie toți suntem buni. Puțin sunt cei care au și reușit și au demonstrat. Așa că de multe ori mă uit la podcast, mă uit la emisiuni și văd sfaturi și opinii din partea unor oameni care ei n-au reușit. Și atunci mă întreb, mă rog, aș vrea mai mult și mi-aș dori să văd oameni care au reușit să aibă succes, oameni de succes, să povestească despre ce înseamnă să ai succes și ce înseamnă munca aia teribilă sau cum au reușit ei. Decât de la oameni care știu teorie, mai puțin le-a ieșit cu viața lor. Să-ți dau eu răspunsul? Oamenii care au succes ca și tine, pentru că e prima invitație pe care o accept și noi știm de ce. Mulțumim!
stau deoparte, au treabă, de sunt modești, stau deoparte și nu vor să iasă capăduchele în față. Și este foarte greu să aduci oameni de calitate, inclusiv la emisiuni, inclusiv la podcasturi, pentru că în lumea în care ne învârtim este, nu mai crezi că sfaturile tale chiar ajung unde trebuie și se pare așa că se efemere, că sunt mai importanți alții care ies toată ziua și dau din gură pe TV și pe YouTube. Da, e foarte adevărat ceea ce spui. Din păcate, realizezi sau conștientizezi că lumea în care îți dorești să fii prezent este cu totul alta decât cea în care, mă rog, apal și alți oameni care nu te vezi compatibil cu ei. Nu consider că sunt oameni relevanți, da? Adică dacă n-aș fi văzut că la tine în emisiune și n-aș ști vin oameni care sunt de un anumit nivel și nu mă refer financiar, ci intelectual. Să știi că prefer să nu filmez săptămâni întregi dacă nu am invitatul pe care îl vreau. Și poate să confirme YouTube-ul când postez. Ok, exact. Deci, atunci te-aș fi refuzat. Așa că, din punctul de vedere, felicitări pentru că îți selectezi oamenii pe care îi inviți și încerci să păstrezi un nivel. Felicitări și bravo ție. Mulțumesc frumos. Te-a durut vreodată acea stigmatizare a fotbaliștilor că sunteți sau că erați, că acum nu mai cazul la tine, doar niște băieți care dați cu șutul minge? Pentru că tu, iarăși din bun simț, au fost mulți ani în care ai dat interviu doar când a trebuit. La fel, n-ai bătut apa în pioce, studiai, că știi să vorbești, că știi să faci business, adică târziu, acum și nici acum cât ar trebui. Ideea e că mi-am dat seama că nu pot să schimbi opinia oamenilor la general. Și atunci mi-a rămas doar să fac lucrul ăsta pentru mine. Nu puteam și erau prea mulți sportivi care ieșeau, dădeau interviuri. Unii foarte tineri, alții fără experiență. Și atunci era normal, e normal să greșești, e omenesc. De aici lucrurile se rostogoleau într-o zonă negativă și era greu să schimbi opinia oamenilor. Tocmai de aceea am încercat întotdeauna să apar cât mai puțin, să ies cât mai puțin, nu pentru că, nu știu, vreau să arăt oamenilor că există și o altfel de... Excepția care confirmă regula, da. Da, suntem diferiți cu toții și nu trebuie să catalogăm prin prisma meserie pe care o au. Cred că doar oamenii limitați te categorisez și pun o etichetă prin prisma meserie pe care o ai. Așa că, repet, am vorbit atunci când am considerat că am ceva de spus sau când am fost nevoit. În rest, am încercat să-mi văd de treaba mea. Te doare că presa vehiculează doar scandalurile sau picanteriile cu tine și nu activitățile tale caritabile sau de business? Sau, nu știu, rezultatele clubului? Aș minți să spun că nu mă deranjează. Mi se pare că ne întoarcem în timp. Am trecut în perioada asta și am crezut că depășim și undeva totul are o limită. Și limita era limita bunului simț. Păcat că am ajuns atât de jos și că nu mai sunt ziariștii cei care se documentau și verificau informația. Din păcate... Da, din păcate știu și că cât este de greu să fii ziarist, știu că mulți dintre ei sunt plătiți la știre și că trebuie să scrie orice doar pentru a-și face numărul de știri sau de materiale. Și atunci pe undeva încerc să înțeleg omul care face chestia asta. Pe de altă parte, cred că limita bunului simț trebuie să existe. Și atunci când există un scandal sau o nedumerire sau așa, cred că e bine să afli amândouă părerile, cred că e bine să-ți iei informații și dintr-o parte și din cealaltă și să verifici știrea. Nu de alta, dar de curând, uite, o vecină care are Vecina hărțuită, titlul era Marica hărțuiește. Doamne Dumnezeu, n-am văzut-o în viața mea pe femeia aia. Eu hărțuiam vecină, n-am văzut-o în viața mea, n-a stat în viața ei de vreo cu mine. Dar poate... Vecina, în loc să se ducă la poliție, că dacă are o problemă cu un vecin, te duci la televizor? Să facă ce? Adică,
Mă, depășesc lucrurile astea și era un întreagă tam-tam. Și ne-am întrebat... Tu ai aflat de la un prieten despre acest articol, nu? Ți-a dat cineva forward? Sincer, normal, am amici prieteni care mă țin la curent și... Păi eram... Puta, n-am cunoscut pe femeia asta, nu știu cine e. Păi nu, că are o... Stă la etajul 2 unde ai tu parter și... Și ce? L-au deranjat o chiriașă de jos. Și mi-a spus, mi-a venit... Nu știu, m-a sunat pe taică, m-a sunat, bă, v-a sunat cineva, v-a întrebat, zice că e o problemă. Nu, Cipri, nu știm nimic. Deci nu m-a anunțat nimeni, n-am știut că femeia are o problemă. Mă rog, de aici și toată povestea asta... Să înțelege și altceva, că spui vecina hărțuită. Hărțuită, Dumnezeule, păi că... Eu când am văzut articolul, mi-am imaginat altceva cu vecina hărțuită, am zis că... Te repet, păi limita aia bunului simț, adică totuși... Mă rog, încerc să, cum să spun, să nu mă, și sincer, nu mă afectează lucrurile astea, însă am și eu familie, am și eu părinți, am și eu prieteni, oameni care mă cunosc și, băi, Cipri, cum e, mă, ce se întâmplă, mă? Da. Bă, nimeni nu înțelege. Oamenii care sunt în anturajul meu și care chiar contează pentru mine, se minunează și ei, pur și simplu, de... efectiv de lucrurile care se scriu. Sunt, repet, hârjoniți, sunt de atâția ani în ochii presei și accept anumite lucruri, anumite picanterii care să dea așa o notă de interes pentru om, să dea, click acolo. Înțeleg, accept lucrurile astea. Da, repet, limita bunului simț n-ar trebui să fie depășită. Ai menționat soția, iar tu ești hârjonit, ea nu. Ea cum reacționează? Adică nu știu. Mă pun în locul ei. Nu știu cum aș reacționa. Ori aș râde, ori aș arunca cumva să întinde când intri pe ușa. Adică că aș fi la extreme, știi? Ori te-aș aștepta râzând, pe să principiu, știi... hai să bem un vin și să râdem, ori aș arunca cu ceva în tine. Mai ai să râzi. Pur și simplu este, cum să spun, și ea surprinsă, că n-avea și n-are experiență, până de lucrurile care... Ajunge... Da, de unde pot... Unde se poate ajunge cu invenția, cu toate nebunile astea care se duc și, repet, nu, chiar e puternică așa, adică nu are niciun sentiment, nu încearcă niciun sentiment când vede toate lucrurile astea. Și nu numai, repet, știi că se spune întotdeauna adevărul e undeva la mijloc. Măi, bine ar fi să fie undeva la mijloc, dar de multe ori adevărul nu e, adică... Eu zic să-l fac să fie, te duci la vecină, e baza ușii, nu, cu hărțuiești... Nu, în general vorbesc, nu neapărat asta cu vecina, am mai fost și cu... Finul meu, Ilie Năstase, care tot așa... Da, tu ești prieten cu el. Pe mine eu am crezut că e fake news când am văzut prima oară, să știi. Apoi m-am gândit că poate a dat el vreo declarație într-un moment al serii, când era el lumeț. Măi, sincer spun, că luase masa cu el o zi înainte. Exact. Că este un... Îi și place să glumească, eu știu treaba asta. Da, că el îi place. Este o persoană bună. Adică n-am ce să-i reproșez lui Ilie Năstase ca om. Pentru că până acum toate lucrurile între noi au fost foarte amicale, foarte prietenești. N-am avut niciodată niciun... Măi, dar este atât de ușor influențabil și atât de ușor... De ce soția? Atât de sau ușor prietenii? Îi se... cum să spun? Este dus într-o altă zonă și crede că ta în șanță că de fapt poate avea o alte beneficii cu altcineva. Când le-am cu el la masă, am stat de vorbă, le-am pus pe hârtie, le-am arătat, le-am discutat, le-am... Și apărea că înțelege. Ce, da, Cipri, gata, așa facem, e ok. După care, nu e bine. Mă, Ilie, măi, hai să vedem. Mă rog, și tocmai de asta, la insistența mea, o să fiu foarte scurt. Nu, te rog frumos, lungește-te, că avem tot timpul din lume. La insistența mea, l-am rugat să vorbească cu domnul Țiriac, să ia un arbitru neutru, neutru. Eu nu-l cunoșteam pe domnul Țiriac personal, decât am dat mâna de câteva ori. Zic, știu că omul este corect, că n-ar avea este de ce să... Și n-ar avea la nivelul dânsului de ce să nu fie corect. Și zic, uite, ia-l pe domnul Țiriac să-ți dea pe cineva din companie, cel mai bun avocat, cel mai... Și să vedem dacă eu... Am vreun beneficiu în plus, în minus, sau care e realitatea? Din păcate n-a acceptat. Merge până în pânzele albe cu anumite persoane.
care el nu-și dă seama, au cu totul și cu totul alt interes. Atât, vreau să mă opresc aici vis-a-vis de tema asta. Mă doare pentru că chiar am ținut la Ilie Năstase ca la tatăl meu. Adică am avut o relație de prietenie foarte frumoasă. Chiar, nu știu, mă doare pe undeva că lucrurile au ajuns în situația asta. Și, repet, ce mă deranjează cel mai rău este că nu reușește să își ia un om de un anumit nivel care să-i reprezinte interesele. Și, repet, i-am spus, ei, mergem la cine vrei tu. Alegeți tu un om neutru, un om care să facă pace și să vadă și fapt, acum ce cum să... Drumă? S-o certați tot timpul? Da, în momentul ăsta el alege în continuare să meargă pe mâna unor oameni din anturaj, noi din anturajul lui, mă rog, mai nou fac parte din anturaj, care caută și le place și le convine starea asta de conflict, nu că ne războim, batem, ne luptăm, facem. Când, de fapt, nu e nicio miză. Eu n-am nicio miză acolo decât lucrurile să se desfășoare într-un mod corect. Ilie să aibă de câștigat. Eu să pot să-mi desfășor. Și chiar am muncit acolo și chiar sunt mândru de ceea ce am făcut acolo, spun sincer. De unde am plecat și unde am ajuns. Și chiar vreau să fie mulțumit și el. În egală măsură, trebuie să înțelegem că am cheltuit niște bani acolo. Am investit foarte mulți bani și... Corect. Nu pot să îmi permit să risc. Exact, nu pot să îmi permit să... Da, asta e. Sper ca Dumnezeu să-i lumineze mintea și să... Vine Paștele acum, poate cu iertare. Da, vom vedea. Vorbeam de filtre și fiecare invitat bărbat pe care l-am avut aici l-am întrebat în felul următor. Dacă tu vezi filtrele de pe fetele, pe fețele fetelor, că încep acum mă bâlbâi, pe Instagram pe care le urmărești și cum le percepi? Vreau să fie clar pentru toată lumea că la un moment dat, știi, femeile fac compromisul ăsta, hai să mai pun un filtru, două, trei. Ok, spui unul că ești nemachiată, e ok. Spui doi că nu-ți place ridul de la frunte, e... Băi, dar s-a ajuns la 20 de filtre și toată lumea e la fel. Tu ai sesizat treaba asta? Și vreau să spun așa, adică bărbații care îmi vin la podcast să le spună că sunt toate la fel și nu este ok. Ai sesizez când sunt multe filtre, nu? Că bănuiesc că ai văzut și tu o fată de pe Instagram și una în realitate. E foarte adevărat că le transformă. Și că seamănă. E toate foarte adevărat ele. Ceea ce spui. Într-adevăr. Și să știi că, sigur, filtrele odată, dar și operațiile a doua oară, sunt chiar toate la fel. Încep să semene cât mai toate între ele, adevărat. Dar vis-a-vis de Instagram, măi, e o boală și asta. Da, e o boală. Este. Chiar aveam un psiholog care ne-a spus că este o boală. Adică îți dorești să fii mai frumoasă și mai și mai și mai și mai. Fără să-ți dai seama că, de fapt, băi, nu ești tu aia. Sau ăla. Băi, nu corect, ești tu. Da, nu că sunt și adică și like-urile alea sunt clar. Furate. Sunt minți. Ai mințit omul, că tu, de fapt, nu arăți așa. Dar ți s-a întâmplat să vezi pe Instagram și apoi să apară lângă tine la restaurant la masă? Eu mă nebunit. Deci mă uitam la Instagram și mă uitam la masă, mă uitam la Instagram și mă uitam la masă. Tuturor ni s-a întâmplat, sunt convins. Mai ales în ziua de azi, tot mai multe fete și chiar și băieți care sunt diferiți. Vezi că au început frumos din urmă, așa, băieții. Băieții, da, foarte. Repet, cred că este tot o formă de minciună, să spun așa, pe care, sincer, nu o înțeleg. Adică nu e ca și când trăiești doar pe Instagram. Tu, de fapt, viața ta este una reală. Cea în care te vezi cu oamenii, cea în care... Hai să râzi, sunt fete care trăiesc doar pe Instagram și au un singur colț în casă, făcut frumos, pentru poze. Da. Mă depășesc anumite lucruri și mă depășesc în ideea în care nu le înțeleg. Dar le accept. Am văzut că pentru performanțele tale, pentru viața ta longevivă din sport și showbiz și business, ai un număr destul de mic de followers. De ce? Bine, eu știu de ce, că nu poți să... Pentru că... Spune tu de ce nu postezi. Pentru că, îți spun sincer, ai fost la eveniment aseară, ai postat? Nu. Ai vreo poză la eveniment? Nu. Trebuia? Păi trebuie. E ca și când n-am fost la eveniment. E ca și când n-ai fost. Dacă n-ai arătat pe Instagram, n-ai fost. Nu. Îți spun sincer, am socializat cu oamenii, am stat de vorbă, chiar lucruri importante. N-am avut, cum să spun...
n-am simțit, nu simt. Știi cum e? Simți sau nu simți? Să stau cu un director, un CEO, să stau de vorbă cu el, să facem o poză, să facem să fac... Nu, parcă nu îmi vine, nu știu. Și plus de asta mă acaparează discuțiile în timpul zilei, lucrurile pe care le fac. Nu-mi stă gândul la asta. Parcă de multe ori, nu știu, băi, n-am inspirație. Bă, ce să le arăt eu? Parcă aș fi penibil să le arăt acum că sunt la masă. Adică, ok, toți mâncăm. Asta detest. Nu poți să-ți mâncarea? Asta detest, iartă-mă. Detest să arăt sau când văd oamenii postează ceea ce mănâncă. Iartă-mă, poate sunt oamenii care nu au ce mânca sau nu-și permit lucrurile astea. Deci cum? Mă rog, e o amplă poveste aici, n-aș putea să fac lucrurile astea și unele lucruri nu mă regăsesc, nu le simt. Și atunci nu le fac. Nu mă interesează să am faloș, exact cum spuneam, mă interesează să am o lume de un anumit nivel care caută altceva. Nu, dacă vrei să vezi postări zilnice sau ceea ce mănâncă X, Y sau Z, te duci pe un alt canal, nu trebuie să mă urmărești pe mine. Cu cine ai rămas prieten din colegii tăi de la echipa națională? Cu cine te mai vezi? Cu toți am rămas prieten. Noi avem un grup pe WhatsApp cu toți jucătorii care am fost și am făcut parte din acea generație. Pot spune că cu toți sunt prieteni, n-am încercat niciodată cu nimeni. Mirel Rădoi este singurul care e supărat pe mine. Îl simt așa, nu mi-a spus personal. Dar îl simt, pentru că am văzut în momentul în care era antrenor echipa națională altfel decât el jocul primei reprezentative. Și atunci... Și ai comentat undeva pe Facebook sau ei? Nu, mergeam la... pe grupul respectiv. Nu, mergeam la ProTV și comentam meciurile echipei naționale. Da, știu. Și atunci aveam o opinie care era opinia mea, până la urmă trebuia respectată, e bună, rea, pozitivă, negativă. Atunci când e pozitivă, toată lumea e bravo, mă, mulțumesc. Păi da, când nu funcționează lucrurile, când nu merg și văd altceva, de ce te deranjează? În egală măsură, când te-am felicitat și am zis că ești bun, că ai un potențial, mai suna să mă felicit? Nu. Dar când spun că nu merge, că nu ai făcut așa, că sistemul, că tactica n-a funcționat, de ce mă sun să-mi spui că, băi, ești rău, nu mă susții? Bă, te susțin când e cazul. Când lucrurile mi se par că nu merg. N-am cum să spun că merg. Oricât de bun prieten mai fi, poți fi și mama, poți fi și tata. Sunt aici, merg la televizor sau merg să comentez un meci, să spun ceea ce văd. Și realitatea, nu pot să-i mint pe oameni. Doar de dragul de a... doar de dragul pentru că tu mi-ești prieten sau mi-ești rudă sau mi-ești neam. Sunt aici să spun oamenilor opinia. Și repet, lucrul ăsta l-a deranjat și îl deranjează în general atunci când îți spui lucrurile așa cum le vezi tu. Și nu coincid, de obicei. Da, repet, dar eu pot accepta că, repet, oamenii nu fac o diferență. Atunci când critic sau spun ceva critic vis-a-vis de meseria pe care tu ți-o faci, nu înseamnă că am o părere proastă despre tine personală sau că te critic pe tine personal, că am ceva cu tine. N-am nimic cu tine. Eu discut doar despre meseria sau despre lucruri pe care le-ai făcut în teren. Nu de alta, dar la un moment dat el a spus că cu alte, între ghilimele, m-a făcut prost. Și zic, bă... Pe bune? Eu nu te-am făcut pe tine prost. Eu nu te-am jignit pe tine personal ca om. Eu am discutat și mi-am dat părerea despre și opinia despre jocul echipei naționale și despre alegerile pe care tu le-ai făcut. Atât. Probabil a crezut că ai vrut să fii tu antrenorul echipei naționale și poate era invidios pe succesul lui. Nu, nici pe departe. Știe că nu-mi doresc să fiu antrenor, știe că mă cunoaște. De asta mă doare că... Măi, pentru că sunt un tip prea direct, prea dur câteodată. Nu. Ca antrenor trebuie să știi să fii maleabil, să accepți anumite situații, să te pliezi pe caracterul fiecărui jucător, să-l înțelegi. Mi se pare că îi menajezi așa. Trebuie să biciu pe ei. Nu poți. Un jucător trebuie să-i menții moralul ridicat, indiferent dacă are și zile proaste, o formă mai slabă. Nu, să știi că meseria asta de antrenor nu e deloc ușoară și
chiar ai nevoie de niște abilități. Nu poți să facă oricine. Noi, în România, toți credem, mare majoritatea foștilor mei colegi și a sportivilor, a fotbaliștilor, este să ducem tehnic. Adică toți vor să fie antrenori. Da, cam toți. Partea asta de administrativ nu prea le place. Păi cu cifre. Am scos acum. Și, măi, trebuie să vezi dacă ai aptitudini pentru zona asta. Corect, da. Adică, da, e, spuneam, o meserie destul de grea. Și nu mă văd făcând asta, nu cred că aș putea. Să știi că sunt oamenii în anturajul meu apropiați mie care tot mă îndrumă. Hai mă, Cipri, hai că uite, tu vezi altfel lucrurile, nu știu ce. Băi, să nu zici niciodată, însă nu mă văd făcând asta. Deloc. Nu. Nu mă văd astăzi, nu mă văd făcând asta. Ai spus că ai un grup de WhatsApp. Nu sunt foarte curioasă. Ce vorbiți voi pe grupul de WhatsApp? Sunt sigură că doar despre tactici de fotbal. Hai și mașini. Să știi că doar banalități. Deci nu. A, deci nu e așa cum imagineam eu, că rulează poze, mașini, mingi, femei. Nu, a, acolo. Nu, nu pe grupul. A, nu pe grupul ăla, altul. Am înțeles. Bun. Ok. Ce-ți dorești? Nu, astăzi. Cum ce-ți doresc să facă copiii tăi, e dubios. Ce alege tu dacă ai putea? Pentru că nu vei putea pentru copiii tăi ca meserie. Știi că ai tendința ca părinte și ca om care ai reușit într-un anumit domeniu să-l îndrepți și să-l sfătuiești să meargă tot în direcția aia. Asta pentru că tu crezi că poți să-l ajuți mai mult în domeniul ăla, că poți să-l susții mai mult, că ai mai multe cunoștințe. În domeniul ăla. Dar asta nu înseamnă că lucrurile se și întâmplă și nu trebuie să le forțezi. Nu o să-i forțezi pe copiii mei să meargă... Da, la fotbal. Să meargă într-o direcție. Le voi arăta și această vocație, să vedem dacă o au, dacă le place, dacă își doresc. Dar o să încerc să le arăt cât mai multe lucruri și să văd la ce sunt buni. Să descopere ei și să pot să văd și eu și să-i susțin în ceea ce le place în primul rând, ceea ce își dorește și la ceea ce au abilități. Așa că, dacă o să fie fotbal, Doamne ajută, atunci o să pot să-i susțin mai mult cu cunoștințele pe care le am despre fotbal. Dacă nu, îi voi susține oricum în ce activități își vor dori ei să facă. Foarte frumos, un tată înțelegător, bănesc copiii sunt norocoși și acum, dacă se face un artist, ce faci? Să zică, tată, eu vreau să fiu cântăreț. Băi, o să susțin, dacă chiar o să aibă voce și o să văd că el își dorește cu adevărat să facă asta, o să-l susțin. Ce contează? Până la urmă, e mișto să fii artist. De ce nu? Ciprian, noroc. Stai că am atins un subiect fierbinte dintre copii. Așa că pentru copii putem să închinăm întotdeauna. Să ne trăiască tuturor. Ai spus că nu te vezi antrenor. Care este apogeul tău ca și țel în carieră acum? Vezi tu, îmi lipsește, după ce m-am lăsat de fotbal, îmi lipsesc provocările, îmi lipsesc challenge-urile, îmi lipsesc și atunci să știi că caut să-mi descopăr care e vocația mea după fotbal. Și aș minți să spun că încă am descoperit. Îmi place să fac business, îmi place să discut cu oamenii și mulțumesc lui Dumnezeu din punctul ăsta de vedere, sunt foarte ok. Dar îți spuneam de challenge-uri, de... Deocamdată nu am descoperit. Am încercat tot felul de lucruri. De toate. Am încercat să fac alte sporturi. Am încercat să merg la pescuit. Am încercat să-mi descoper alte pasiuni, alte lucruri care să-mi dea așa un challenge. Deocamdată n-am găsit. Nu știu ce urmează să fac, pentru că îmi lipsesc aplauzele publicului, îmi lipsesc... Auziți, prestați. Da, aș minți să spun că nu. Îmi lipsește să mă... 2 ani oricum n-a fost cazul că s-a jucat cu tribuna ca în goală, așa că... Da, dar totuși... Deci la întrebarea dacă n-ai fi fost fotbalist, ce ai fi fost, tu n-ai un răspuns?
Măi, nu știu, pentru că, știi, fotbalul mi-a acaparat tot timpul și eram atât de focusat pe ceea ce făceam și pe ceea ce, pentru că făceam ceea ce îmi plăcea, încât pe primele 10 locuri era fotbal, 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 fotbal și după aia restul. Nu-mi doream să fiu un fotbalist și atât. Îmi doream ca lumea să mă cunoască și altfel. Și uite, prin prisma emisiunii tale, am șansa să vorbesc și despre altceva, să vorbim și despre lucrurile care oamenii nu le știu. Și îți mulțumesc încă o dată că îmi dai șansa asta. Cu drag, și eu îți mulțumesc că ai condus 8 ore ca să ajung la emisiune. Dacă ar fi să dai 3 sfaturi despre... Mă feresc să dau sfaturi. Îmi dai sfaturi? Nu, pot să-mi dau o părere sau pot să spun o opinie. Dacă se consideră bună și cineva dorește să o adopte, bine, dar... 3 principii după care te-ai ghidat în viață, primul dintre ele. Măi, în primul rând, mi-am dorit să nu fiu un trecător. Mi-am dorit ca oamenii să-și aducă aminte de mine. Și pentru asta trebuia să fac ceva notabil. Și... Și ai făcut. Am reușit. Sunt astăzi în topul marcatorilor din istoria României și sunt mândru că am reușit lucrul ăsta. Apoi mi-am dorit, sau mă rog, m-am ghidat după Lozinca și filozofia aia de decât 100 de ani cioară mai bine. Cioară mai bine, o zi fluture, da. Și așa, cunosc. Și pot să spun că ar mai fi ceva. Și anume că trăiesc în fiecare zi și am conștientizat că poate fi ultima. Iar lucrul ăsta mă face să fiu cât se poate de... Fără filtre. Fără filtru, da. Până la urmă pot să mă întâlnesc cu cineva. Cum aș putea să am un filtru? Și să spun, nu seamănă. Nu e cum părea sau cum vroia să pară. Că aici, din punct de vedere al aspectului sau al caracterului sau al... Mă deranjează faptul că oamenii din ce în ce mai mult judecă fără să te cunoască. Pur și simplu doar prin prisma a ceea ce scriu ziarele sau a ceea ce citesc despre tine. Și, păi, emit o părere, o opinie. Îmi scriu oameni. Că e de bine sau că de rău. Nu te ceartă, îmi primești mesaje. Ba da, ba da, cu siguranță. Ba da. Ești convins de lucrul ăsta? Adică știi de unde? E un lucru care mă deranjează pentru că am pretenții de la oameni. Te-ai observat că asta fac acum. Să evoluezi. Râdeam cu colegii mei, am spus că nu se întâlnesc despre un subiect pe care tot noi am făcut Caterinca și știu că și tu faci Caterinca pe el, dar am zis, băi, eu la știrea respectivă, eu am citit doar comentariile. Deci comentariile au fost geniale. Savuroase, nu? Comentariile au fost cu popcorn, înțelegi? Și tu știi că noi am vorbit în perioada aia. Și am, chiar cu colegul de aici, și am citit comentariile pe popcorn și pe vin. Și vorbeam așa. Dar tu să știi că le-am lăsat, că eu puteam păi știu să nu le las. Păi nu știu, că eram pe Facebook-ul tău și îl sunam. Zic, păi de ce nu le închide? Și zicea, păi și el se amuză, le citește și el se amuză. Și de atunci a fost și atunci am și râs cu băi să facă o linie de prosoape de lux, că dau eu moto. Dar mă gândeam altfel. Ai văzut când marcai pentru echipa națională, toată lumea era pe aplauz. Ce băiat bun, ce băiat, ce băiat, ce băiat, ce băiat. Să-i cear mai târziu. Mai se întâmplă să mai faci niște greșeli. Toată lumea. Vai, vai. Deci zici, n-au văzut niciodată, au uitat totul. Da. Eu nu știu dacă este doar în România sau așa. Te-au afectat că eu, pe mine m-a frapat că am vorbit cu tine în perioada aia și erai foarte amuzat. Adică erai spune-te, tu amuzat de comentariile lor. Spune-te, dar nu te-au dezamăgit? Nu, pentru că n-am așteptări. Deci dezamăgit că n-ai așteptări. Trebuie să mă vezi cum să fac asta. Ai așteptări ca oamenii să vorbească doar de bine, să te placă toată lumea. N-am așteptările astea. Să fii empatic, adică ai pe bune acum. Nu, să știi că accept că, cum la un restaurant, nu poate să fie toată lumea mulțumită, nici la o persoană publică nu poți să mulțumești pe toată lumea. Nu poate fi toată lumea mulțumită cu tine. Așa că ce puteam să fac decât să mă amuz? Unele au fost savuroase chiar au fost și chiar le-am citit cu plăcere,
altele răutăcioase. Păi la 4 ore au sărit bărbații din țara asta, adică eu atât am reținut 4 ore, îți dai seama că au fost răutăcioase. Mm. Da, așa că la 4 ore eu înțeleg pe băieți și le înțeleg și pe fete că erau frustrate, adică băi, de ce la una nu și la mine nu, și de ce la una dă Dumnezeu și la alta nu. Da, nu mă întrebam dacă te-au dezamăgit, adică la un moment dat a fost un moment când dai gol și erau țară întreagă cu tine și s-a uitat. Oamenii uită foarte ușor. De ce te miri? Păi și acum, că oricum cred că s-a și uitat. Acum e cu vecina hărțuită, mâine cu cine știe ce mai apare. Dacă... Știi, să știi că totuși tot evenimentul ăsta n-a fost așa cum se s-a scris. Autoritate și cu ți-a crescut Instagram-ul și erai bucuros. Nu, Instagram mi-a crescut. Nu, Instagram-ul a crescut foarte puțin. Nu, notorietatea într-adevăr a crescut, însă să știi că, repet, dacă aș spune efectiv cum s-au derulat lucrurile, lucruri pe care, care nu-mi doresc, lumea ar râde și nu, ar râde, pentru că e cu totul eu știu povestea alta, adevărată. Alta povestea, dar mă rog, dar lasă, știi cum e, au pictat-o, au zugrăvit, ce să mai acum, las-o așa cum a, s-a păi scris așa, și cu asta basta, ce să nimic, mai... Nu am zis nimic, gata. N-are rost să mai, da. Bun, la pariuri sportive, am văzut că ești imaginea unui club de pariuri. Te-am văzut, te văd când plec acasă, ești mare pe panou, adică cum intru, fac stânga așa la mine pe stradă, dau de tine, zic, opa! Măi, nu. Să știi că, unul, nu jucam nici înainte și nu joc nici acum. Promovez o casă de pariuri și un joc responsabil. Da, poți să spui care? Betano. Și promovăm un joc responsabil. Asta nu înseamnă că nu... îți dă o altă adrenalină atunci când pariezi. Că nu te uiți altfel la meci. Îți fac asta adrenalina de care ai nevoie, știi? Challenge. Îți spun zice că nu știu să joc. Deci nu știu să joc. N-am fost... N-am vrut să învăț. N-ai efectiv făcut cum și... N-ai făcut un meci și... cu blat în viața ta? Nu ți-a cerut să faci un blat? Eram prea mic. Am plecat, ți-am spus, de tânăr afară și n-am apucat să... Da, ce partice, la sau... nemți nu știu la că se fac blaturi, adică... Nu cred. A pus vremurile alea și vreau să cred asta. Așa că nu joc, dar promovez un joc responsabil, să te joci de plăcere și să te joci. Până la urmă e un joc. Așa că jucați-vă. Fără problemă. Notați, haide, XXX. Dar eu zic că ai fi foarte bun, pentru că dacă ai vedea, ai ști tactica, totuși ai putea să și câștigi. Eu zic că ar trebui să încerci. Să știi că nici nu-mi doresc să câștig. Nu cred că e un pentru câștig. Mine este la mine... pariurile nu știu să o fac, dar mi s-ar părea așa, știi? Challenging. Să văd dacă da, am reușit. Dar să știi că la mine, în general, n-au venit lucrurile fără muncă. Nu fac parte din categoria celor care câștigă și care au noroc și care... nu. Așa că nu cred că aș câștiga. Cu toate că mai nimeresc câteva rezultate, mai anticipez așa cam cum se vor termina. Te-ai gândit vreodată să faci vreo emisiune de sport? Să ai primit ofertă? M-am gândit și m-am răzgândit. Asta de pentru ce? Că mi-am dat seama că n-aș avea suficienți oameni și n-ar fi așa cum aș dori eu. N-aș fi și cum așa cum aș dori eu. Și plus de asta, iartă-mă, nu că n-ar fi și nu știu ce, cred că nici n-ar prinde, pentru că felul meu de a fi e un fel aparte, vezi, de-aia îmi spuneai de follow-uri pe Instagram, pe... nu cred că e zona mea, nu cred că sunt tipul care să mă fac plăcut sau să fac ceva doar de dragul de a face audiență sau de a face ca lucrurile să fie pe placul oamenilor. Nu, ăsta sunt, asta cred... Asta fac și cu asta basta. Nu. Crezi că autenticitatea asta îți atrage atât de mult, nu știu, să zicem, hate din partea oamenilor din jur? Cu siguranță. Încât să plantezi aceste scandaluri media, că tu nu dispari din scandalurile media, apare. Trece o perioadă și apare panică. Da. Vedeți acum că suntem la hotel la Sheraton, vedeți cea panică, vă omor. Exact. Asta atrage și îți montează și că unele par, chiar par montate. Să știi că faptul că oamenii nu ajung, nu dau curs anumitor invitații, nu răspund la anumite lucruri,
Asta nu înseamnă că sunt antipatic, asta nu înseamnă că am ceva cu oamenii respectivi sau cu publicații respective. Dar dacă nu mă regăsesc în ceea ce ei promovează, aleg să nu fac chestia asta. Și oamenii sunt interpretează, de fapt, lucrul ăsta ca fiind un afront. Sau ca fiind ceva, ca o aroganță. Mamă, aia arogant ăla, nu poți să stai de... Cei care mă cunosc știu că, de fapt, nu sunt așa. Da. Însă, faptul că nu-mi doresc să fac lucruri de dragul de a le face și care consider că nu mă reprezintă și nu mă regăsesc în ele, oamenii mă cataloghează și atunci sunt, au tendința să reacționeze asupra mea sau, da, cu răutate, cu invidie, cu... Dar, repet, accept lucrurile astea. Prefer să spun despre mine că sunt arogant, că sunt așa, decât să spun că sunt prost sau că sunt... Mai știu eu cum. Că ești autentic, pentru că asta înseamnă autenticitatea, să-ți asumi aceste lucruri. Și spun eu ce se întâmplă. Lucrez în media de foarte mult timp. Calitatea produsului de pe TV și YouTube scade. Și știi de ce scade? Pentru că oamenii nu vor să-și bată capul. Oamenii, dacă văd pe unul mai frumos și mai deștept, au impresia că 5-10 compromisuri ai făcut sau că nu-ți meriți locul sau nu sunt confortabili să vadă pe cineva și frumos și deștept și cu bani și cu familie și în prosop ca acum așa. Și să nu înțeleagă cum îi merge. Pentru că dacă el acasă trăiește cum trăiește, sub nivel, nu merge la școală, nu se îngrijește, normal că ești antipatic. Pentru că ești ceva ce ei n-au putut să devină. Așa că ar trebui doar să te flateze treaba asta. Este, trăim într-o mocirlă media de nedescris. Și ne spatem unii să facem lucruri frumoase. Și cred că o să fim și ultimii mohicani acum, dacă mă întrebi. Din păcate, ai dreptate. Și din păcate mă doare treaba asta. Da, și pe mine mă doare pentru că, știi, aș vrea ca oamenii să aibă cu totul și cu totul alte modele. Să își dorească cu totul și cu totul altceva. Din păcate, pătura aia care, la care te adresezi sau ne adresăm, pentru că și eu prefer să rămân de nișă, adică aș fi putut să fac 3 scandaluri cu tine, le regizam aici. Îți spuneam, băi, Ciprian, zi și mie, ca să-mi crească și mie numărul de viuri, niște tâmpenii pe aici. Asta e, dăm o sticlă de vin, râdem mai încolo, oricum ești în scandal, mai faci unul și cu mine, că ne cunoaștem, vorba aia, știi? Dar știi foarte bine că nu am cerut asta și în niciun caz nu o să schid acest subiect. Da, interesant. Spune-mi ce crezi despre noua generație de fotbaliști. Aole, m-am atins un punct. Iartă-mă. Măi. Te uiți la televizor când sunt jocul sau ești pe stadion? Pentru că ai fost pe stadion. Când ai fost acum pe stadion? Da, merg la meci. Ai echipa ta. Și spune-mi ce crezi tu așa în comparație cum erați voi. Nu te uita în jos, privește-mă în ochi. Măi. Ai tendința sau au tendința să se creadă buricul pământului. Pe de o parte e normal, te fură vârsta. Și eu nu-i condamn și nu consider că e vina lor. Pentru că și eu am fost așa. Și eu am fost norocos, în schimb, că am avut niște oameni acasă care au știut ce înseamnă succesul. Pentru că au fost niște oameni de succes. Ce sunt niște oameni de succes. Eu îi condamn pe cei care nu apelează și nu se îndreaptă, mă refer aici la părinți, mă refer aici la impresari, să-și ajute copilul. Nu trebuie să-i dai un sfat, pentru că te-a depășit pe tine nivelul ăsta, neapărat nivelul ăsta. Nu cunoști, n-ai cunoștință în domeniul ăsta. Nu trebuie să, de dragul de a-l ajuta, poți să-l încurci, poți să-i dai sfaturi rele, poți să greșești ca părinte, pentru că nu te pricepi. Și atunci, cel mai bine este să te îndrepți către cineva care poate să te ajute copilul. Tu trebuie doar să vezi unde nevoile pe care le are și nu trebuie să cauți că tu să ai soluții pentru ele. Trebuie să apelezi la oameni care îl pot să-l ajute în nevoile pe care le are. Și mă doare că în România, chiar dacă am mulți prieteni impresari, nu despre asta, nu, impresarul de fotbal are un rol fantastic de important în dezvoltarea, vorbim de noua generație de fotbaliști, de sportivi. Ei bine, impresarul are un rol fantastic de important, pentru că el este ori un fost sportiv, ori un om care a mai trăit pe pielea lui
cu alți jucători și știe ce nevoie are acel jucător. Știe ce să-l sfătuiască, cum să-l îndrume. Am mai văzut filmul ăsta. Din păcate, impresarul astăzi în România se rezumă la al transferat de... Da, comisionul de acolo-acolo l-a luat pe jucătorul ăsta acolo și cu asta basta. Nu-l ajută să se dezvolte, nu-l ajută... Și, repet, nu e vina lui, e un copil necopt care s-a dedicat fotbalului și face asta din pasiune. De aici este rolul părintelui să-l ajute, să-l susțină, rolul impresarului. Asta cred eu că este, din păcate, problema noii generații. Cât despre ea în sine, este o generație care e mult mai deschisă, mult mai liberă. O generație care nu mai funcționează cu biciu. O generație care are nevoie de cu totul altceva, dar are nevoie de antrenori mult mai deschis, mai deschis spre noutăți, spre tot ceea ce se întâmplă nou în lume. Și faptul că antrenorii nu se documentează, antrenorii nu vin cu modalități de antrenament noi, cât și pedagogice. Adică el trebuie să fie un mentor pentru el, pentru jucător. Nu e doar despre antrenamentul în sine, ăla de pe teren. Noi nu înțelegem lucrul ăsta. Adică antrenorul astăzi se duce la antrenament, își face antrenamentul cu copiii pe teren, a plecat, la revedere. Nu. Ce mai important, mentalul sau fizicul? Și sunt în concordanță. Sunt în concordanță. N-au cum să-mi funcționeze una fără cealaltă. Obișnuiești să mergi așa peste antrenor să-ți motivezi echipa? Nu, niciodată. Pentru că... Pentru că cred că lucrul ăsta trebuie să vină din partea antrenorului. Dacă antrenorul îți cere că sunt for sportiv, să merg în vestiar, să vorbesc cu echipa, să le spun, să-i motivez, să-i... Eu cred că tu ai fi cel mai potrivit să faci asta. Dacă ți se cere, te duci. Dacă nu, este responsabilitatea antrenorului. Fiecare trebuie să știe și trebuie să fie responsabil de ceea ce faci. Ești antrenor, ăsta e rolul tău. Cum faci lucrul ăsta? Că ai nevoie de mine, că mă chem, vin cu mare drag. Dar nu o să vin eu peste tine să îți iau din responsabilități. Sunt alți patroni de cluburi care fac asta. Da. Și știi la cine sigur, mă refer. Nu înseamnă că am dreptate, este opinia mea, este părerea mea. Dar pot accepta că alți oameni văd altfel lucrurile. Cum poți să-l dai tu afară pe antrenorul ăla dacă tu de fapt te bași peste el, îi faci și echipa? De fapt nu e vina omului. Le dai afară degeaba. Că de fapt tu ai fost cel care ai făcut toate lucrurile. Așa că nu. E responsabilitatea lui. Are de plină libertate să gestioneze situația așa cum știe. Unde îți dorești să ajungi cu Farul? Care e visul tău cel mare? Măi, din punctul de vedere mie mi s-a îndeplinit visul. Sunt mulțumit. Aș spune că am reușit să reaprind sau să contribui. Ai reaprins Farul. Da. Să fac ca Farul să lumineze astăzi împreună cu cel mai mare jucător al României din toate timpurile. Omul care își dorește să fie cel mai bun. Am dus Farul pe mâinile omului care a reușit atât pe plan profesional, cât și mă refer ca și jucător, cât și ca antrenor, cât și ca manager. Farul e astăzi pe profit, e între puținele cluburi, nu știu dacă mai sunt și altele, aș minți, care este pe profit în România. Nu știu câte cluburi reușesc să facă lucrul ăsta. Și îți mulțumesc. Așa că trebuie să recunosc că n-aș fi reușit și că sunt un om de echipă și că am avut și șansa și norocul ca să găsesc la Farul niște suporteri, niște suporteri care au înțeles să lase din orgoliul lor pentru binele Farului. Și am fost o echipă, am simțit că oamenii ăia, sigur, au fost la început sceptici, au fost la început... Pentru că erai mai tânăr, nu? Nu, pentru că nu mă cunoșteau, nu știau ce intențiau, nu știau ce vreau să fac. Acea... Da, îți dai seama, mamă, vine, face blocuri pe stadion, are alte interese. Nu cred că s-a spus ba și da. Asta pe bune. Are alte interese. Mă rog, verzi și uscate, oamenii erau influențați, nu știau, vorbeau. Repet. Ce timp ți-a luat să-i convingi?
Nu mult. Nu mult. Oamenii și-au dat seama asta, spun că am avut șansa să dau peste niște suporteri care au gândit. Și n-au fost doar cu inima și sau orgolioși. Au fost cu inima și s-au dus până în pânzele albe pentru farul. Iar astăzi farul luminează. Asta era obiectivul și sunt mulțumit că după 3 ani de zile am reușit. A fost cea mai scumpă experiență din viața mea, dar și una foarte, foarte bună. Satisfăcătoare. Da. Spuneai de România, de părinți, de educație. Dacă nu te-ai fi născut în România și n-ai fi fost jucător român, unde ți-ai fi dorit să te naști? Pentru ce echipă ai fi visat să joci? Nu, sunt mândru că sunt român și nu... Spun sincer că nu aș visa să... Nu m-am gândit nicio clipă că aș... sau să-mi doresc vreo clipă să fiu de altă naționalitate. Nu. Dacă m-aș mai fi născut, atât aș fi ales să fiu tot român. Și la ce echipă ai fi vrut să joci și n-ai avut ocazia? Bun, ca orice jucător care se apucă de fotbal, îți dorești să ajungi la Real Madrid, la Barcelona. Astea sunt echipele la care visăm cu toții. Ciprian, ai 37 de ani și nu încă mai nu, faci fotbal. Dar n-ai? Când în octombrie. În octombrie, toată lumea la ziua Ciprian, da? E balanță ca voi, exact. Ca tine și ca frate. Toți sunteți balanțe, nu mai echilibru, echilibru, de-aia suntem așa echilibrați. Cum te menții? Pentru că de obicei când te lași de un sport și le se întâmplă tuturor sportivilor, mai apare o burtică, mai apare un colucel, mai... A apărut și la mine, să știi. Nu mai sunt chiar atât de fit cum... Știi cum e treaba? Nu e scaunele astea, tocmai de-aia la pentru invitat să stai. Să stea puțin așa, să stea. Măi, din păcate, m-am lăsat... Dacă îmi spui că nu faci nimic... M-am lăsat din cauza unei accidentări. Am 4 operații la un picior... Mă rog, bla, bla, bla. Păi nu e bla, bla, bla. Vai, te că zic, vă uitați că așa le place da, românului. Da, da, vai, zi, zi, ai 4 operații la picior, ce te mai doare. Oamenii nu vor să vadă, sau mă rog, oamenii care se uită la tine sau care se uită la mine, nu vor să vadă văicăreli, nu vor să, vor să vadă... Să ne lăudă, zic. Nu, dar realitatea e că... Îți spuneam, am avut 4 operații la un picior și păi chiar mă doare, chiar resimt alergare, nu mai pot să mai fac multe lucruri și chiar îmi doresc să mă operez din nou și să reușesc să mă pun la punct, să pot să reiau puțin mișcarea aia care îmi place. Îți spuneam că am încercat diverse sporturi. Am încercat să mai joc un tenis, am încercat să, nu știu, să merg la not, păi să băi, stai singur. Păi nu trebuie să fie ok, că e singurul sport care e recomandat. Da, nu neapărat că mă jena, nu mi-am găsit, nu, am nevoie de o, și acolo, dacă sunt, trebuie să not cu cineva, să ne întrecem. Să fii pe primul loc, să ne întrecem, să existe să o, ceva. Da, o, ceva așa, nu. Mașini, și curse, nici, ceva. Și nici să fiu slab și să pierd mereu, cum, de exemplu, la tenis. Nu, nu. Păi dacă jucai place, cu Ilie acum și jucam. Cu tine. N-ai da. Jucat niciodată cu Ilie tenis? N-am jucat niciodată cu Ilie. Sper Dar sunt jucător de... Da. Sunt jucător de fotbal care joacă foarte bine, așa cum e cazul lui Adi Ilie, lui Contra, Stelică joacă foarte bine. Și nu, 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 nu pot nici așa. Te nu, trebuie să merg cu un antrenor, să învăț, să nu știu ce, nu. Ești perfecționist, trebuie să fiu competitiv, atâta tot. N-ai făcut, sau n-ai făcut, ai făcut vreun compromis în carieră, de orice natură, compromis, nu știu, inclusiv psihic, să taci din gură în fața cuiva de dragul carierei. Nu știi că atunci când ești copil, pleci pe ideea, păi, orice fără compromis, eu nu fac compromis. No, de fapt, viața în sine e un compromis. Exact. La fiecare, în fiecare zi, păi, probabil fac un compromis. Hai să poate exagerez. Dar da, fac compromisul și am făcut compromisuri. Repet. Ai vreun notabil pe care, nu știu, ți-ai fi dorit să nu-l faci? Nu. Repet, nu poți să trăiești fără să faci compromisuri. Cine spune lucrul ăsta, eu cred că nu există. Că e mic, că e mare, oricum sunt compromisuri pe care le facem de dragul de a fi mai bine. Sau așa considerăm noi în momentul ăla. Am înțeles. Deci nu consider că ai făcut compromisuri, nu ai regrete. Tu ești chiar un om fericit. Eu acum, după o oră de discuție, am dat concluzia că tu ești un om foarte fericit și împlinit. Măi, am momente când... Dormi bine noaptea, nu? Dormi bine, da. Nu, din punct de vedere n-am nicio problemă. Dar să știi că mă afectează anumite lucruri. După care stau puțin și mă gândesc, băi, sunt reale?
Nu. De ce să fiu supărat? Am făcut tot ceea ce am putut, am dat maximul în chestia asta, n-a reușit. Asta e, ce pot să fac? Nu mă supăr înainte de ca lucrurile să se întâmple. Adică, știi aia, băi, vezi că o să se întâmple. O să... Bă, când s-o întâmpla, mă-i supăra atunci, deocamdată nu mă supăr. Ca să nu mai zic că toată lumea, mai ales asta cu, știi, teoria conspirației, că vai, o să se întâmple și acum cu... Dar acum nu ți-ai făcut pașapoartele, nu te-ai decis unde pleci dacă vine războiul, că asta, acum e ultima modă, fiecare pleacă. Am auzit 7000 de variante, Bali, Dubai, toată lumea pleacă că vine războiul. Este coada la pașapoarte, vai. Nebunie mare, nu, nu. Deci nu ți-ai făcut planul, nu pleci nicăieri dacă vine războiul. Nu, mi-am făcut planul, am văzut că dacă ai 3 copii, ai o șansă să scapi. Și mă gândeam, mă bate gândul. Te bate gândul la ceva? Să văd că dacă ai 3 copii, că nu te înrolează. Nu te înrolează. Numesc că era vârsta, că era, nu știu, pe 55 de ani. Și era oricum vârsta. Și zic, băi, vârsta n-am nicio șansă. Ce mai e? Păi, hai să facem un copil repede. Ai spus de copii și ai spus că dai tot. În relație ai dat-o de-a lungul timpului, în cariera ta știu că ai dat-o. Dar în relație? Nu am dat tot. Eu sunt genul care îți dau cât meriți. Interesant. În speță. Adică am dat cât am considerat. Cât am considerat. Nu e o evaluare. Am dat cât am considerat, cât am simțit. Nu întotdeauna simți să oferi totul. E normal, nu? Nu știu, te întreb pe tine, că fiecare avem normalul lui. Eu, din punctul meu, eu sunt mai fraieră. Tu la orice ai dat tot, în orice relație ai dat tot? Da, dar eu am mers până la cap. Maxim? Maxim. Ok. Dar și cum m-am întors, m-am sucit. Ok. Deci cum m-am întors cu spatele, a fost spate numai. Gata. Ok. Dar uite, acum, dar știi cum, niciodată nu-i târziu să înveți la 35, dar mai învăț și eu câte ceva. Măi, nu înseamnă că e bine, așa sunt eu. Nu înseamnă că e rău, nu înseamnă că e bine. Păi, tocmai am decis că ești fericit și împlinit, doar bine noaptea, n-ai regrete, n-ai așteptări. Eu regrete, n-am așteptări tot timpul, am, dau tot, deci nu e bine. Vă rog frumos, recalculați, de mâine mă certați. Ține de zodie, a, tu ești gemen ca mine, a, o lăși tu tot fraier. Am întoi știm, da. E. Ciprian, îți mulțumesc din suflet. Am avut parte de o discuție savuroasă. Aș vrea să te văd mai des la podcasturi, la televizor. Pentru că mie îmi place să aud oameni care vorbesc corect gramatical și o să bat apam pio pe asta, chiar dacă producătorul mă ceartă și acum să dă și dă pumni în cap. Mă iertați acum, care suportați, vă uitați, care nu, schimbați canalul. Mai sunt și altele. Nu vă ținem cu forța. Prietenul ăștia Budureasca ți-a oferit un vin roșu. Am zis să nu mai bei gin, că te doare capul. Și îți dau un vin care a fost premiat cu medalie din aur. Îl bei acasă, mulțumesc, soția, și mă anunț cum a fost. Mulțumesc frumos, îți mulțumesc de invitație. A fost o plăcere și să ne revedem cu bine. Am avut o conversație savuroasă. Seara s-a terminat la noi pentru că este seara afară. Iar eu mă delectez cu un pahar cu vin la prietenii de la Budureasca, cărora le mulțumim pentru susținerea acestui podcast. Dacă vă place și vouă, vă aștept cu like și subscribe aici și ne vedem data viitoare cu o nouă invitată.